Căcatul pe pantof, una dintre cele mai arzătoare probleme din ziua de azi, ar fi căcatul pe pantof. E nasol, e dubios, nu știi când îl iei, pentru că de-aia îl iei. Îl iei total surprinzător, te oftici sufletul. Dacă e lume pe stradă, încerci să-ți ascunzi oftica, dar e cea mai mare suferință. Când l-ai luat, când îl simți că l-ai luat. Și după aia scapă de el. Poți să încerci într-o toaletă, e belită. Deci dacă nu e ceva anotimp călduros afară, să fie ceva verdeață de care poți să ștergi căcatul. Ideal ar fi să ajungi într-o toaletă. Și acolo panică că trebuie să intra printre rizuri, că e pantof de la mișto, de 3 milioane, de are zimțuri, de are tot... De se întretaie, are talpa jumate într-un fel, jumate într-un fel, dar când îi ții așa în față, ele se completează. Mă rog, ți-a intrat căcat prin tot ăsta și e foarte greu de scos. Și când îți crezi că l-ai scos pe tot, când ești absolut sigur, zici, gata, ăsta a fost tot căcatul din pantof, nu mai e nimic. Te duci, te pui undeva picior peste picior și îți vine așa ușor, 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 că ar mai fi un pic, că încă mai e un pic. Și atunci moare suferința în tine, te mai duci odată până la toaletă, te mai duci, mai verifici odată căcatul ăla, vezi, poate ți-a scăpat ceva, poate e într-o parte, poate s-a luat lateral, poate a rămas pe șiret, poate să răcească mâncarea, poți să te despași de prieteni, se pot întâmpla o grămadă de căcaturi de la un căcat pantof. Încă una dintre cele mai mari dureri.